Nu face tăieturi la montaj, nu manipula oamenii, nu crește pe minciună și pe manipulare. Ai și tu puțină coloană vertebrală, fii demn, frate. Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar în episodul de astăzi, în Greșeli în Fitness, vom vorbi despre Alex Montri. Fraților, nu știu dacă îl cunoașteți pe Alex Montri, nu are legătură cu lumea fitnessului, însă vreau să vă arăt cum și-a crescut el canalul de YouTube la 751.000 de abonați prin minciuni, și anume prin clipuri în care mânca foarte multe calorii, în care arăta că mănâncă 10.000 de calorii, apoi 20.000 de calorii, 30.000 de calorii și într-un final a făcut un clip cum că ar fi mâncat 50.000 de calorii. Pot spune că l-am crezut, am pus și eu botul la început, însă săptămâna aceasta am avut dieta fast food și astăzi tocmai am mâncat 5 aripioare de la KFC și efectiv mi s-a făcut rău. Da, mi s-a făcut rău, m-a luat cu greață. Eu, o persoană care am fost obeză de 146 de kilograme, acum am 107 kilograme, și efectiv s-a făcut greață de la 5 aripioare. Apoi imediat m-am gândit la Alex Montri și nu înțelegeam cum a reușit frate omul acela să mănânce atât de mult. Bineînțeles, eu mă uit și la alți professional eateri, competitive eateri din afară, din state, din Canada. Mă uit la foarte mulți, la Furious Pete, la Matt Stoney, la Randy Santel și la alți o grămadă de oameni din aceștia, dar ei sunt preferații mei. Cum vă spuneam, îl urmăresc de la început și înainte, când am pus clipurile acestea, chiar am pus botul și chiar am crezut că poate să mănânce atât de multe calorii, în ciuda faptului că este un tip slăbuț. Uitându-mă și la alți oameni din afară, am crezut că este posibil și chiar nu l-am suspectat cu absolut nimic. În seara aceasta am vrut să văd iarăși clipul acela când am mâncat 50.000 de calorii și ghiși ce, nu mai era niciun clip. Alex Montri și-a șters toate clipurile în care a mâncat 10.000 de calorii, 20.000 de calorii, 30.000 de calorii și 50.000 de calorii. Absolut niciun challenge nu mai este pe canalul lui. Omul și-a dat jos toate clipurile. Haideți să vă și arăt, să nu ziceți că vorbesc prostii. Suntem aici pe canalul lui. Dăm la sortează după data adăugării de la cel mai vechi, pentru că erau primele clipuri. Și după cum puteți vedea, are numai clipuri cu mașini, are aici un clip acum un an, ghicește youtuberul pe cel mai iute ramen. În fine, nu știu dacă am văzut clipul ăsta. Încearcă life hack-uri, ești pervers. Deci nu mai are absolut nimic. McDonald's vs KFC challenge, 1.000.000 de vizualizări acum un an. Cine bea apă ultimul câștigă 5.000 de lei. Unde sunt, frate, clipurile cu challenge-urile? Spuneți-mi și mie, unde sunt clipurile cu challenge-urile lui? Cine termină primul câștigă 10.000 de lei, acum 9 luni, în care văd că este Dima și Teo Zeciu, prietenii lui cei mai buni. Și apropo, clipurile pe care le-a făcut cu Teo Zeciu și Dima, challenge-urile, încă le mai are unele. Și chiar mă uitam la ele și am observat că nu mai poate să mănânce atât de mult, frate, efectiv. Păi de dacă mânca 50.000 de calorii, avea 3 torturi, avea 3 pizza, avea nu știu câte meniuri de la KFC, de la McDonald's. Frate, și în challenge-urile astea cu Teo Zeciu și cu Dima, efectiv nu mai poate să mănânce. Mânca foarte puțin, mânca ca un om normal, mânca un pic mai mult decât Dima. Și lucrurile acestea iarăși au fost un pic suspecte, însă nu mi-am dat seama, nu am stat să o gândesc prea mult. Dar pentru că mi s-a luat de oamenii mincinoși care cresc pe YouTube pe baza minciunilor și a manipulării, pentru că oamenii sunt foarte ușor de manipulat, mai ales când tu editezi clipurile și știi exact cum să tai fiecare porțiune, să arăți numai ce vrei tu, chestia asta m-a făcut să scot un clip despre Alex Montri și să vă demonstrez că el și-a dat jos clipurile tocmai din cauza că a mințit și clipurile acelea erau manipulate, erau tăiate la montaj. El de fapt nu mânca atâta mâncare, decât o băga în gură, o mesteca și probabil o scuipa apoi. Bun, haideți acum să căutăm pe YouTube Alex Montri 50.000 calorii challenge. Bun, cine apare primul clip? 100.000 calorii challenge, imposibil, de la zbâr. După aia apare canalul lui Alex Montri. După aia, cel mai tare apartament din Brașov, 150.000 de euro. M-a oprit poliția în Istanbul. La dentist după 50.000 de calorii challenge. La dentist după 50.000 de calorii challenge. Dar unde e, frate, clipul cu 50.000 de calorii challenge? Îmi spui și mie? Și după aia avem așa, Alex Montri e un fals, se preface că mănâncă 30.000 de calorii. Deci nici măcar cel cu 30.000 nu era adevărat, era tot fake. Hai să dăm pe el. În fine, puteți să vedeți clipul, este la Mr. Farm 20.
Probabil că este, mă rog, sunt niște poze mai mult, văd aici. Când trec cu are muzică din asta, probabil că o să oprez muzica. Da, în fine, nu sunt, sunt niște poze, nu sunt dovezi clare. Da, aici toată lumea îl înjură că e copil, că, mă rog, că a scris greșit. Nu asta e important, nu asta mă interesează pe mine acum. După aia avem așa, cine termină primul câștigă 10.000 de lei. Sushi Challenge cu Teo Zeciu și Drake, adică Dima. 10.000 de calorii challenge, mi s-a făcut rău, Darius Pop. Unde sunt, frate, clipurile? Da, uite, și pe Nicolas Aesthetics, 10.000 calorii challenge în Anglia, rest in peace mușchi. O să facem următorul episod și despre Nicolas Aesthetics, pentru că acesta chiar face parte din lumea fitness-ului și nu mi se pare ok să încurajezi mâncatul acesta nesănătos și de atât de multe calorii. Efectiv, copiii se pot lua după voi, fraților, și voi influențați negativ o grămadă de copii care sunt creduli și încearcă să mănânce cât voi. Deci nu este ok să promovezi mâncatul a zeci de mii de calorii de la fast food. Nu este ok. Pentru că sunt foarte mulți copii care cred lucrul acesta și vor să încerce și ei. Și ghiși ce, ajung după aia la spital cu perfuzia în mână. Deci nu este ok, frate, ceea ce faceți și întotdeauna o să taxez oamenii care fac lucrurile acestea. E ok să pui în titlu, da? E ok să pui în titlu că ai mâncat 10.000, 20.000, 50.000 și să faci o încercare și să mănânci, nu știu, un meniu, 2, 3 și să nu mai poți după aia să renunți. Asta e ok. Pui un titlu ca să ai mai mulți abonați, ca să atragi click-uri, de fapt, pentru vizualizări. Nu e nimic rău în asta. Și eu fac clipurile acestea și pun numele oamenilor cunoscuți de pe YouTube. Tot din același motiv, tot pentru a crește canalul, pentru a începe lumea să mă descopere, să vadă transformarea mea și să mă urmărească, să încep să-i motivez pe oameni să slăbească și să aibă un stil de viață mai sănătos. Deci dacă titlul nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în clip, nu este nimic rău, este ok. Dar să-ți cumperi zeci de mii de calorii, să le pui pe masă, să începi să mănânci, să mesteci, după aia să scuipi și toate astea să le tai, să le tai, să le tai la montaj, asta este manipulare și minciună. Iar eu urăsc oamenii mincinoși și întotdeauna țin cu dreptatea și o să vă arăt cine vă minte, cine v-a mințit și cine s-a ridicat pe nedrept pe această platformă până la urmă. Deci oricât de mult aș da în jos, nu mai găsesc clipurile. Bun, numai că mai devreme am găsit un clip de la altcineva și îmi pare rău că nu l-am salvat pentru că acum nu mai găsesc, unde Alex Montri chiar a scris comentariu, fraților, la acel clip. A lăsat comentariu. În fine, nu mai găsesc clipul acela. Ah, ba da, l-am găsit, de la Ștefan Ionuț. Alex Montri este un mincinos, dovadă, rușine. Dăm click pe el. Are 11 secunde. Pac, și-a scuipat, fraților, ați văzut cum a scuipat? Unde a mâncat, fratele, 10.000 de calorii? Sau, mă rog, câte a zis el. Ați văzut exact cum a făcut, da? A scuipat și acolo a avut o greșeală la montaj. A tăiat un pic mai târziu. Și avem așa, comentariul de la Alex Montri, de acum un an. De fapt, adevărul e că în mușcătura aia am prins o bucată de salam și era atât de nașpa încât am ales să o scuip în loc să o înghit. Dar na, de ce să faci un conținut al tău când poți să vorbești despre alții? Că așa se fac vizualizări. Mai bine ștergi videoul, că te faci de râs și râde. Uitați-vă, fraților, cât tupeu are. Cât tupeu are să lase comentariul ăsta. Iar Ștefan Ionuț spune: ce să spui și tu acum? Dar tăieturile alea, ce sunt cu ele în video? Scuipături. Când o să lași video full, fără tăieturi, atunci te voi crede. Nu sunt hater, dar alții cred că ai mâncat tu 30.000 de calorii. Deci un copil. Cred că e un copil, habar n-am, Ștefan, nu știu cine, dar vă garantez că acest om are perfectă dreptate. De ce? Pentru că, în primul rând, ca să dovedești lucrul acesta, trebuie să lași tot clipul. Chiar dacă este lung clipul, poți să-l dai pe speed, efectiv, îl dai pe speed, dar nu tai din el. Și doi la mână, spune clar, băiatul ăsta, alții cred că ai mâncat tu 30.000 de calorii. Exact, fraților, exact ce vă spuneam și mai devreme. Oamenii, copiii, cred că el a mâncat și îi influențează negativ. Copiii vor încerca și ei să mănânce atât și nu este ok. Într-o țară în care obezitatea a ajuns la nivel foarte mare, într-o lume în care obezitatea a ajuns la nivel foarte mare, nu poți, frate, să promovezi mâncatul nesănătos a zeci de mii de calorii. Trebuie să ai și tu puțină coloană vertebrală și dacă o faci, frate, fă-o pe adevăratele, adică nu minți lumea, nu face tăieturi la montaj, nu manipula oamenii, nu crește pe minciună și pe manipulare. Ai și tu puțină coloană vertebrală, fii demn, frate,
Dar cine mai este de înflat în ziua de azi? Toată lumea aleargă după bani, aleargă după vizualizări, aleargă după chestii șocante, după chestii nerealiste și ar face orice pentru a-și atinge scopul. Nu mai mă miră absolut nimic. Am o vârstă și nu mai mă miră absolut nimic, credeți-mă. Nu o să mai pun botul la oameni din ăștia, o să fiu mult mai sceptic de acum și nu o să mai cred pe absolut nimeni. Foarte multă lume rea, frate, și foarte multă lume mincinoasă în ziua de astăzi, nu mai ai pe cine să crezi. Și după acest comentariu, bineînțeles, că omul și-a șters clipurile, bănuiesc. Chiar în seara asta i-am căutat clipurile pentru că am vrut să văd din nou cum mănânc atâtea calorii, pentru că nu mi se pare normal să promoveze chestia asta și pentru că eu săptămâna asta am avut dieta fast food, iar chiar astăzi, când filmez acest clip, am mâncat 5 aripioare de la KFC și efectiv mi s-a făcut rău, v-am spus. A trebuit să mănânc fructe foarte multe, să beau ceai, să mănânc păstură și apoi să stau o oră în pat. În fine, fraților, cam atât pentru clipul de astăzi. Dacă sunteți noi pe canal, vă rog să vă abonați și să lăsați un comentariu, să-mi spuneți pe cine vreți să mai analizăm în următorul clip. Nu uitați să lăsați și un like pentru că pe mine mă ajută foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube, iar clipul meu să fie distribuit și recomandat la cât mai mulți oameni, să se aboneze și ei, să mă vadă, să vadă progresul, să vadă transformarea. Singura transformare live și recompoziție corporală live și singura dietă apicolă, cu produse apicole, cu suplimente apicole din țară, cred că din toată lumea de fapt. Vreau să ajung la 50 de kilograme slăbite, fraților, și am nevoie de cât mai mult sprijin, de cât mai mult suport. Vreau oameni adevărați aici pe canal, oameni de calitate, nu mincinoși, nu hateri. Așa că dacă sunteți niște oameni ca lumea și aveți coloană vertebrală, vă rog frumos să vă abonați și să mă susțineți, pentru că nu voi monetiza niciodată canalul acesta. Nu fac clipurile acestea pentru bani, nu trebuie abonați pentru bani, pentru a monetiza canalul și pentru a face eu bani. Pur și simplu vreau să mă ajutați mental, psihic, pentru că este din ce în ce mai greu să slăbesc acum și am nevoie de cât mai mult suport. Nu mă interesează sponsorizări, nu mă interesează colaborări, nu mă interesează să monetizez canalul. Dacă vreți să mă susțineți financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că avem cele mai bune produse apicole, produse premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, la prețuri foarte bune, aveți zeci de reduceri pe site și mai aveți extra, suplimentar, încă 10% reducere la următoarea comandă. Gândiți-vă că nu este ca și când mi-ați donat mie ceva, urăsc să primesc un leu măcar pe gratis. Totdeauna mi-a plăcut să muncesc pentru banii pe care i-am făcut și pentru tot ce am. Nu mă interesează pomana nimănui, iar dacă veți face o comandă, o veți face în primul rând pentru sănătatea voastră și în al doilea rând pentru a mă susține și pe mine financiar. Voi continua întotdeauna să mănânc produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase. Vă recomand să consumați și voi. Nu trebuie să cumpărați de la mine. Dacă aveți o sursă de încredere, cumpărați, frate, de acolo, luați de la sursa voastră de încredere. Dar dacă nu aveți o sursă de încredere, puteți face o comandă pe site-ul meu și garantat veți beneficia de cele mai bune produse apicole. Nu uitați să mă urmăriți pentru că veți vedea singura dietă apicolă în care voi consuma o grămadă de produse apicole și voi face cea mai șmecheră transformare live din țara asta cu clipuri în fiecare duminică din transformarea mea. Veți vedea câte kilograme am, ne cântărim, veți vedea absolut toate mesele, veți vedea ce mai gătește șef mamasita, șef mami. Eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole, iar până data viitoare v-am pupat. Ciao! Am traseul clar în minte și trec printre miler de maști. De la zero, doar cu viața, pas cu pas mergi și atunci când toate dor. Dacă și tu simți ca mine, ne vedem la nivelul următor.